tulpane și multe nuanțe de roz am găsit la petrecerea organizată de Cătălina Rusu în cinstea fiicelor sale Melissa și Mia. Este un eveniment pe care l-am făcut în cinstea fetițelor noastre, adică rodul dragostei noastre și ceea ce poate să fie mai frumos într-un cuplu. Așa că toată noaptea am avut emoții toți patru. Toți patru au avut nu doar emoții, ci și s-au îmbrăcat la patru ace. Unica deosebire, ce-i drept, a fost timpul pe care l-au folosit pentru a arăta atât de bine. Andreiție, cât timp ți-a luat să te pregătești pentru acest eveniment? 10 minute. Doar 10 minute au fost suficient. Iar Cătălina se pare că a împărțit timpul ei la 3. Cine vrei tu? Macaroni, unde? De unde iese macaroni? Nică nu știe. Acolo? Melissa, salut! Ce faci? Cine ți-a pregătit așa ținută frumoasă? Mama. Am optat ca de obicei pentru un designer autohton. Deși vremea de afară nu era așa cum și-a dorit-o, Cătălina, indiferent de situație, rămâne mereu optimistă și pozitivă. Vai de mine, zic, noi pregătim rochițe, zic, dar trebuia costume de lână, zic, nu știu că atât de tare s-ar... Este soare în suflet. Dar este soare în suflet și vedeți că este bine afară. Dar cum era oare Cătălina Rusu în copilărie? Vedeți cumva pe micuța Cătălina în fetițele ei, în Melissa și Mia? Nu. Dar cum era Cătălina atunci când era micuță? Era foarte liniștită. Dar ești doi meteori. Vedeți-ne cât de greu sau cât de ușor v-ați ales ținuta pentru această petrecere? Am deschis garderoba, m-am uitat. Aha. Asta-i. De fapt, ținuta a fost că am ales-o cu Cătălina aseară. Eu așa, am deschis dulapul și după dispoziție. Patrick Hanganu și partenera sa, Svetlana Nikitina, au ales să poarte articole din catifea. Când jucăm și la cumetria lui Patrick Junior. La cumetria lui Patrick Junior cred că o să jucăm peste ceva ani, când el o să fie deja mare. Melissa și Mia s-au bucurat și de cadouri frumoase. Da, ție. Am ales ceva așa mai călduț și desigur că niște cărți din care să citească povești. Nu sunt cuplite. Niște cerceluși, rochiții. Am spus că cel mai bine să ofer un cadou într-un plic. Le-am făcut din aur două brățari și le-am scris Mia și Melissa. La Dumnezeu creștin! La noi fin! Pe tot parcursul evenimentului, oaspeții au avut parte de multe surprize frumoase, dar cireașa de pe tort a fost marele anunț. Cătălina și Andrei vor deveni părinți pentru a treia oară. Va fi un al treilea meteor, așa cum le-a descris bunica pe Melissa și pe Mia, sau va fi mai liniștită, ne va spune Cătălina la momentul potrivit. Important este să fie sănătoasă și la fel de frumoasă precum sunt părinții și surioarele mai mari. Fiți fericiți, dragilor!